Este foarte important în viață să țineți cont de un lucru. Aparențele înșală de foarte multe ori. În fața voastră pot veni oameni care vă spun o poveste extraordinară, care se înfățișează într-un mod extraordinar din durere fizică, al comportamentului, mașini, dar în spate cu totul altceva. Pot să fie o dependență, pot fi vicii, pot fi probleme de educație, pot fi obsesii, pot fi lucruri mult mai grave, care ne pot afecta sub o formă sau alta. De aceea este foarte important în viață să dezbrăcați în orice situație de aparențe și să încercați să mergeți la esență. Este foarte greu, dar măcar cel puțin nu plecați după fentă în primele contacte. Ok. Cine îmi răspunde la o întrebare pentru o carte? Marihuana zborul spre iad. Premiu. De ce credeți că Domnul pe care l-ați văzut era îmbrăcat în alb, avea un perete alb în spate și o canapea albă? Bravo. Zice că de la cannabis. Cum te cheamă? Edi. Bravo, Edi. De la cannabis. Nu este asta răspunsul, dar e atât de frumos răspunsul încât n-am cum să nu premie. Să-l aplaudăm pe Edi! Bun. Sau jandarmerie, în uniformă, sau dacă sunt civili și vă prezintă legitimația, prin lege, rețineți chestia asta, are voie să legitimeze pe orice, de la președintele României până la un minor, pe toată lumea. Nu numai că au dreptul, au și obligația legală. Bineînțeles, dacă săturezi condițiile, ești într-o poziție mai... E un filtru, ești în, te identifică undeva, e la un concert, justificat, nu? Peste 14 ani, toată lumea răspunde penal. Știți asta, nu? Asta înseamnă așa. Dai la unuia o palmă, te reclamă, e lovire sau de violență. Te duci joci fotbal lângă o casă și dai cu piciorul din greșeală și mingea sare în geam, atenție, e distrugere din culpă. Te poate reclama că la plângerea prealabilă te reclamă în proprietate. Că tu trebuie să prevezi că mingea putea să sară în fereastra aia. Dacă vrea să te reclamă, dacă nu te reclamă, te trage de răspundere. Pentru anumite infracțiuni. Dacă cu intenție zgrii mașina iubitului, ca să-i arăți tu că se atrage atenția, că nu te bagă seama pe Insta, este distrugere, dar nu din culpă, este distrugere cu intenție. Asta e codul penal. Necunoașterea legii, că sunt foarte multe legi, e codul penal, sunt legi speciale. Necunoașterea legii nu înseamnă că nu răspuns penal. Nu înseamnă că ți elimină răspunde, absolvă răspunderea penală. Sub nicio formă. În mod normal, toată lumea trebuie să cunoască sau cel puțin să aibă precauția să nu se vârșească anumite fapte dacă nu citești, dacă nu se interesează, dacă nu întreabă. Acesta este mecanismul legal. Bun. Să ridice mâna cei care au fost cel puțin o dată legitimați de poliție, jandarmerie, etc. Mâna sus. Și eu, știți. Avem acolo... Avem. Dar mai mult fetele sunt legitimate aici. Ok. Bun. Mulțumesc frumos. Poliția Națională, Jandarmeria în uniformă sau civil au dreptul să facă controlul buzunarelor, al bagajelor, al ghiozdanului, al mașinii, dar nu acasă. Acasă îi trebuie mandat de la judecător. Mâna sus cei care ați fost perichiziționați corporal până acum, v-a pus poliția să scoateți din buzunar vreodată până acum. Mâna sus! Hai mâna sus!